Mulțumim Domnului și pentru după masa aceasta, numele Lui să fie binecuvântat. Haideți să ne cercetăm din nou în lumina Scripturilor, de data aceasta în privința primirii de oaspeți, ospitalier sau neospitalier. Pe pământul pe care toți oamenii sunt străini și călători, primirea de oaspeți ne-a fost o necesitate. Întâlnim exemple în istoria biblică și noi cunoaștem din cultura poporului nostru român și altor popoare că tot timpul a fost nevoie de gazde, pentru că oamenii din diferite motive au trebuit să călătorească dintr-o parte în alta. În Cartea Genesa, capitolul 18, întâlnim îngerii sosiți la Avram. Părintele credinței s-a dovedit a fi primitor de oaspeți. Chiar a insistat, scrie aici în versetul 3, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece rogu-Te pe lângă robul Tău. Și știți că în Noul Testament este scris că unii au primit fără să știe pe îngeri. În capitolul următor îl întâlnim și pe nepotul lui cu același spirit ospitalier. Versetul 2, capitolul 19, domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru să rămâneți peste noapte, nea și spălați-vă picioarele, mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță, dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus coaca azim și au mâncat. Privind peste generații în istorie, în cartea a doua a Scripturii, Exodul, citim, de exemplu, în capitolul 2, versetul 20, când fetele lui Ietro se întorc acasă, povestesc întâmparea de la fântână și din nou și acesta, primitor de oaspeți, le zice, unde este? Pentru ce ați lăsat acolo pe omul acela? Chemați-l să mănânce pâine. Citeam că un om a oprit în dreptul unei case unde a văzut că ar fi loc de găzduit și a întrebat dacă poate să rămână peste noapte. Știți că mai demult nu erau hoteluri cât acum și condiții, mijloace de plasare rapide. Oamenii când plecau într-o călătorie mai lungă aveau nopți în care trebuiau să rămână până să sfârșească acea călătorie. Și gazda, iritată, a zis, ăsta nu-i han. Omul a schimbat subiectul și a început să laude casa, asta l-a încântat și l-a făcut să continue dialogul. Întreabă dacă el a construit-o, povestește că a moștenit-o, scoate în evidență că e o casă foarte solidă și va rămâne și la generațiile următoare. Și el aprobă bucuros, s-a și gândit la care băiat să o dea și în final zice călătorul înainte de a pleca, va să zică tot hanăi. Numai că nu primește pe câte o noapte, ci numai pe câte o viață. Pentru că noi toți suntem călători. Este foarte interesant cum mi-a învățat Dumnezeu pe evrei să se raporteze, să se considere călători și în popas pe teritoriul lui Dumnezeu. Știți că Avram a fost luat dintr-o țară, i s-a promis o alta. Acolo a fost așezat în mai multe locuri, a ajuns în Egipt, el și urmașii lui și nu numai odată. Și când i-a dus Dumnezeu pe evrei în țară și acum credeau că sunt proprietari de drept și de fapt, Dumnezeu le spune, citesc din Cartea Levitic, capitolul 25, versetul 23, pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea. Iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Virtutea aceasta e în primul rând individuală, dar în mod practic este familială. Pentru că nu poate, de exemplu, soția sau numai soțul sau vreun copil să primească musafiri. Un prieten din Banat a povestit că undeva în zona Timișoara sau chiar în Timișoara, la sfârșitul unei slujbe, un bărbat a întrebat dacă e cineva să-l poată găzdui. Era o întrunire tineret, probabil tinerii neexperimentați, nu s-au grăbit să o facă,
Dar unul care era tocmai prieten, i-a zis, veniți cu mine, eu nu cred că tatăl avea ceva împotrivă, să dormiți la noi. S-a dus acasă, a vorbit cu părinții, aceștia au zis, rămâneți aici. La care omul le spune, fiți liniștiți că nu rămân. Eu am cazare la hotel, dar am venit din America după mai mulți ani și potrivit felului nostru de a da bani în numele Domnului, n-am știut la cine să-i dau și m-am hotărât să-i dau la omul care mă va primi. Băiete, tu ai avut șansa asta, poftim 10.000 de euro. Era doar un prieten al casei Domnului. S-a dus din nou la biserică, am înțeles că după asta s-a și pocăit el, dar mare căință pe ceilalți, băi, dar de ce nu l-am primit noi, îți dai seama câți bani? Degeaba, s-a dus. Ocazia, pentru că nu au avut virtutea aceasta implementată. În mediul nostru creștin, primirea de oaspeți poate să atingă cote desăvârșite, pentru că noi, nu doar din practica moștenită de la părinți, ci din învățătura sfântă, învățăm această virtute, scrie în Evrei 13, de la versetul 1, stăruiți în dragostea frățească, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găsuit fără să știe pe îngeri. Doamne, ajută-ne să avem această calitate sfântă. Să ne oprim la câteva aspecte care dimensionează această virtute, ca să putem să o înțelegem mai bine și să o practicăm. În primul rând, ospitalitatea trebuie manifestată față de toți oamenii. Cei care nu sunt ospitalieri tratează pe oameni selectiv și ar alege musafirii după mari teste. Trebuie să-i primim pe cei apropiați, pe cei îndepărtați, unii ori cunoscuți, alții ori necunoscuți. Să luăm câteva exemple din Scripturi pentru a vedea cum au procedat alții. Cunoașteți vizita împărătesei din Seba. Se pare că nu Solomon a invitat-o. N-a fost o invitație oficială între două curți regale. Ea a dorit neapărat să vină, probabil că s-a anunțat și Solomon a primit-o într-un mod care cu siguranță a făcut-o pe împărăteasă să nu mai aibă nimic de obiectat, dimpotrivă. I-a lăudat nu doar înțelepciunea, l-a lăudat ca și gazdă. Și Scriptura menționează darurile net superioare pe care i le-a oferit Solomon ei, deși nici ea n-a venit cu mâna goală. Da, o astfel de vizită este o ocazie de lux. Însă întâlnim în Scripturi, în cartea prorocului Isaia, când este vorba de adevăratul post, capitolul 58, îndemnul de a primi și pe rob, nu numai pe regi. 58, versetul 7, împarte spâinea cu cel flământ, adun casa ta pe nenorociții fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă și nu întoarce spatele semenului tău. Un om necăjit care poate să fie de aproape sau chiar un necunoscut. Să luăm și alte referințe din Noul Testament. În Luca 4:24 este enunțat un principiu care uneori ne poate face să nu fim primitori față de unii care îi cunoaștem, ceea ce nu este tocmai bine, dar adăugat el adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Întoarcem pagina, capitolul 5, versetul 29, aici este scris despre Levi, cel care a fost evanghelistul și ucenicul și apostolul Matei. Levi i-a făcut Domnului un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vame și alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Deci oaspeți dintre colegii lui, dar și alții. A fost gazdă pentru mulți oameni în ziua aceea. Rămânem tot în Luca pentru a vedea o situație de neospitalitate, Luca 15, cazul fiului risipitor a ajuns sărac pe drumuri,
În versetul 15 și 16, atunci s-a dus, s-a lipit de unul din locuitorii țelei aceleia, care l-a trimis pe ogorul lui să păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. N-a găsit o gazdă bună, ceea ce l-a și determinat să se întoarcă acasă la tatăl său. Și încă o regulă în ce privește primirea neselectivă a oamenilor, o avem în Galateni, capitolul 6, versetele 9 și 10. Să nu obosim în facerea binelui și a primi oaspeți este o facere de bine, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Deci există o prioritate, dar lista trebuie să fie mai lungă decât cei pe care noi considerăm prioritari. Se spune că un medic în timpul studenției sau a stagiaturii sale a ajuns undeva, fiind pe teren, foarte setos și a cerut o cană de apă. O femeie binevoitoare i-a dat o cană de lapte, poate, și cu o felie de pâine. Și peste ani se spune că ea a ajuns să fie operată de acel medic care nu i-a cerut niciun ban, deși erau niște costuri legale, nu doar un ciubuc, amintindu-i de felul în care el a primit ca și gazd. Un tânăr necunoscut. Citeam de asemenea undeva despre un frate care era mai tânăr, s-a dus într-o biserică, nu l-a primit nimeni să doarmă. De-abia un om care făcea curățenie l-a văzut și l-a dus acasă. Peste câțiva ani a revenit ca mare predicator. Era aranjat cine să-l găzduiască și el a zis: vă rog să-mi spuneți dacă mai trăiește omul care făcea curățenie acum 15 ani. Da, uite acolo. La el mă duc, nu se poate, dar acum 15 ani cum s-a putut? Înseamnă că se poate și acum. Așadar, să nu uităm această primă idee. Să fim primitori de oaspeți. Ceea ce înseamnă să primim. Nu cum spunea Domnul despre păcătoși, că pe unii doar, pe toți. Ei, să nu vă grăbiți să mă judecați, să spune frate, dar vine un hoț, știu eu, discutăm îndată de toate, dar până un alt trebuie să ne fie clar că primirea de oaspeți înseamnă să primești și pe cine știi și pe cine nu știi, și pe cel de sus și pe cel de jos. În al doilea rând, ospitalitatea este o virtute care trebuie dovedită și în condiții grele. În general, ospitalitatea înseamnă muncă și dăruire. Dar sunt situații în care trebuie manifestat și credință, pentru că există risc. Neospitalitatea nu acceptă musafiri în asemenea condiții. Deci, în primul rând, am vorbit de oameni. În al doilea rând, vorbim de condițiile care le avem, de posibilități. Să luăm un caz din Biblie și ne lămurim. 1 Împărați, capitolul 17. Dumnezeu trimite pe Ilie la o văduvă din Sarepta Sidonului. Și n-a fost doar o vizită scurtă, a rămas la ea ca oaspete mai multă vreme. Scrie aici, de la versetul 10, i-a zis femeii: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Aici a fost testul cel mare. Femeia foarte sinceră, dar primitoare, dăruitoare, zice: viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de fân într-o oală și puțin un de lemn într-un lucior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, voi mânca și apoi vom muri. Ilie a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește mie întâi cu un de lemn și fă în aceasta o mică turtă și adu-mi-o și pe urmă
Să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ușor nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Dar a trebuit făcut mâncare. În tot acea multă vreme a trebuit multe turte făcute. Iată că sunt situații în care nu e chiar simplu să primești musafiri. N-ai condiții. Există riscul să spui, sunt ultimii bani. Dacă voi cumpăra pentru masa musafirilor, nu am pentru copii. Cred că pentru astfel de situații mai puțin favorabile, este și îndemnul Apostolului Petru care zice 1 Petru capitolul 4, versetul 9, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Poate fratele s-a abonat să-i invite și sora spune, acum aveam nevoie de musafiri. Poate sora e mai primitoare și el spune, da, pe ăștia după ce mi-a adus pe cap. Cheltuiel, timp, ba, cum spuneam înainte, cine știe cine sunt, riscuri, teamă. Am auzit o înregistrare despre o familie din nordul județului Botoșani, necredincioși, între timp se întorseseră la Domnul. Într-o zi spre seară, era o vreme de toamnă, a venit la ei un om care, culmea, nici nu vorbea. Și le-a cerut, a vrut să scrie, ei au dat ceva să scrie, că vrea să rămână la ei peste noapte. Femeia s-a temut, avea copilaj mici, el era mai curajos, era cioban, avea ceva oi. Lasă-l, dar ce poate să-mi facă? În seara acelea zile, eu am auzit cu urechile mele relatarea din gura omului. Avea un copil foarte bolnav. Pe la ora 11 nu mai știau cum să-l liniștească. El s-a culcat cu musafirul, că n-aveau decât un spațiu foarte mic. S-a sculat și a luat el copilașul în brațe. Mămica n-a vrut să îl dea. Bărbatul s-a zis, dă el că dorat și ce poate să facă? L-a luat în brațe, copilul s-a liniștit, a dormit apoi fără probleme până dimineața. Dimineața a cerut din nou foaia, a vrut să scrie și le-a spus, în casa aceasta va fi un loc de rugăciune. Unul din copii și-a arătat spre unul, va fi un om special al lui Dumnezeu. S-a ridicat și a zis, de aici, afară, lângă geam, se va întâmpla o nenorocire. Și le-a mai dat mai multe amănunte, pe acestea le-am reținut. A plecat, tot fără să vorbească, și printre altele, mai rețin din relatare, că a mers undeva în direcția unde avea staulul cu oile și acolo erau câinii. Și ciobanul, și mă duc pe el că rup câinii. N-a lătrat unul. Ei au pus o plăsuță cu ceva de mâncare, a lăsat-o acolo lângă staul, a plecat. Între timp, acolo unde a arătat, un cal a lovit cu copita un copilaș de-a lor de 2 ani care a murit. Ei s-au întors la Domnul, acum în casa lor este adunare și acel copil despre care a arătat că e special, este cu adevărat special, acum este undeva la vârsta adolescenței. Zic să își facă Domnul lucrarea făgăduită cu el. Cine a putut să fie, pentru că povestea fratele, am reșit repede după el să văd dacă nu se dau câinii la el, nu l-am mai văzut nici într-o parte, nici într-alta. Experiențe. Când primești musafiri, la risc. În sărăcie, necunoscându-i, neavând suficient ceea ce să le dai, că a primi musafiri nu înseamnă numai atunci când ai mâncare ca la nuntă. Fost situații și nu puține când au venit musafiri pe neașteptat. Și nu a fost de poate o simplă ciorbă într-o familie și îmi vine în minte un caz în care sora zicea, dar ce o să fii mulțumit cu mâncarea asta? Doamne, dă-mi un semn să facă cineva o apreciere specială. Și nu a gătatea bine gândul să-l
așeze la locul lui și să aștepte împlinirea. Și fratele spune, soră, dar ciorbă, că asta n-am mâncat, nu mi-amintesc. Dumnezeu doar poate să dea gusturi și bucurie. Un al treilea adevăr despre ospitalitate. Ospitalitatea este o necesitate în lucrarea Evangheliei. Pentru că Dumnezeu și-a trimis ucenicii. Suntem noi oamenii călători, dar noi suntem mai călători decât toți călătorii. Și în lucrarea Evangheliei chiar ne bucurăm atunci când avem oaspeți, nu? Și când mergem la alții. Cum discuta un frate cu un comunist. Zicea, eu mi-au Biblia, tu ia scarnetul de partid. Și mergem oriunde în țara asta. Să vedem cine va fi primit mai bine. Eu cu Biblia sau tu cu carnetul de partid. Pentru că cei credincioși întâlnesc gazde ospitalieri. Povesteau frații de la Londra care misionează în zona Siberiei, s-au dus în biserici din Orientul îndepărtat, au intrat acolo, s-au pus pe genunchi, frații au primit, i-au lăsat să slujească. Și când au fost întrebați, cum i-ați primit fără să-i cunoașteți? Dar când ne-am văzut că se roagă ca noi, am zis că-s de-ai noștri. E foarte important să înțelegem această nevoie în lucrarea sfântă. Nu degeaba e trecut ca și condiție obligatorie primirea de oaspeți pentru slujitori. Eu personal, în tinerețe, când citeam asta, credeam că cei ce sunt slujitori trebuie să invite oameni ca să se dovedească a fi primitori de oaspeți. Acum vă spun, după 20 de ani de slujire, că la slujitori oricum oamenii vin, chemați sau nechemați. De aceea este obligatoriu să fie primitor de oaspeți, că în mod sigur au parte de oaspeți. Da, mulțumesc Domnului că soția mea a crescut într-o casă în curtea cărerea adunarea și e obișnuită cu primirea de oaspeți. Socrul meu a fost foarte primitor de oaspeți și în zona Apusenilor veneau, erau minele de aur, de cupru, erau șantiere în zona aceea. Veneau din toată Moldova și de toate etniile. Îmi amintesc că eram copil, așa îi lua de spate, hai, poftiți. Și Dumnezeu n-a rămas dator, să știți. Pentru că e o necesitate primirea de oaspeți și Dumnezeu notează toate aceste lucruri. Să citim din Cartea Sfântă despre primirea de oaspeți în contextul lucrării. Evanghelia după Luca, capitolul 10. Domnul, când și-a trimis ucenicii, a surprins și acest aspect. Citim de la versetul 4. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte, să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, alminterea ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea. Și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa, să nu umblați din casă în casă, adică să nu tot schimbe gazda. Iată cum a intrat Evanghelia în Europa, citim în Fapte, capitolul 16. Primirea de oaspeți s-a impus din primele momente. Lidia a fost prima botezată pe continentul nostru și scrie aici în versetul 15, după ce a fost botezată, ea și casa ei, vă spuneam, primirea de oaspeți este o virtute familială, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Tot aici, versetul 33 și 34, temnicirea a luat la el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spărat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Romani, capitolul 12, versetul 13. Ajutați pe sfinți că sunt în nevoie. Asta la modul general, dar să o legăm de partea a doua versetului. Fiți primitori de oaspeți. Și mulțumim Domnului că în adunarea noastră, chiar când au venit 70 de musafiri, n-am avut să le dăm la toți. A fost mai lungă lista ofertelor de gazdă decât a nevoilor să fie împlinite.
Și încă un caz din 3 Ioan, capitolul 1, singurul capitol al epistolei, de la versetul 5, aici este scos în evidență diferența dintre cei primitori și un Diotref neprimitor. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frași și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii, vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip venit de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face. Să fim primitori atât acasă, cât și primitori cu musafirii care vin în slujire. Uneori mai întâmpinăm situații, vorbesc nu neapărat aici în general, când cei din loc vor și ei să slujească, dar dacă sunt musafiri, cred că e locul musafirilor să slujească, după cum și dacă îi primim la masă, cine trebuie să servească primii, nu? Musafiri. Am avut o experiență, am fost la o mormântare la Saravale, lângă Nicolae Mare. Eram într-o zi de post, o zi friguroasă, apoi la mea a crescut temperatura peste zero, s-a făcut un noroi, cimitirul în cealaltă parte a satului, pe când ne-am întors înapoi, eram flămânzi, înghețați, murdari, pe încălțăminte, și o familie ne-a invitat în casă căldură, mâncare bună, și pe când am ieșit afară, și încălțămintea spălată. Și am zis, Doamne, bine ai zis că asta e o lucrare necesară. E foarte necesară în lucrarea sfântă. Și ultimul aspect care are menirea să le regleze pe celelalte, ospitalitatea trebuie să aibă un caracter pozitiv. De aceea există și neospitalitate recomandată. Adică sunt situații, asta mai degrabă când cunoaștem decât atunci când nu cunoaștem, că nu trebuie să fim gazdă la unii oameni. În a doua Ioan scrie aici în capitolul 1 de la versetul 10, dacă vine cineva la voi, înseamnă că e musafir, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă. Iată o neospitalitate recomandată. Și să nu-i ziceți bun venit, că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. De asemenea, există ospitalitate păcătoasă. Când primim musafiri, dar ne comportăm într-un mod păcătos. Pentru aceasta citim din Proverbe, capitolul 9, unde este scris despre musafirii înțelepciunii și musafirii nebuniei. Mai întâi, înțelepciunea și-a pregătit masa, versetul 5, și lansează invitația. Veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Contează discuțiile de la masă. Lăsați prostia și veți trăi. Sfaturi bune. Dar scrie în versetul următoare că dacă îl sfătuie sau îl mustri pe unul care e nepriceput și chiar bazocoritor, o să spună că nu ești gazdă bună. Mi-am amintit că eram încă în Apuseni și era un frate bătrân înțelept. Fratele Tipei îl numea Craiul Munților. Și a venit cineva care a făcut așa un show. L-a luat bătrânul și i-a administrat o lecție. Și în urmă mi-amintesc că i-a cazat că locuia adunarea în curtea lui. Și apoi mi-amintesc că i-a dat miere de albine. Avea bătrânul stupi. Și respectiv oarecum ofensat a zis, nu iau. Și a zis bătrânul, auzi, eu te-am primit cu drag. Ți-am dat ce ai nevoie la suflet și acum îți dau ce ai nevoie la trup. O gazdă bună. Dar scrie aici de la versetul 13 că și nebunia face pe gazda. Numai că
Îi amăjește petrecători care nu știu, zice versetul 18, că oaspeții ei sunt în văile locuinții morților. Așadar, să fim atenți. Când primim, cum primim, ce facem. Să nu facem un ospăț ca Irod, la care să aibă loc activități contrare principiilor sfinte. Știți că în vremea aceea bărbații aveau masa separată de femei, dar fata Irodiadei, foarte îndrăzneață, a venit, i-a provocat pe bărbat și regele a lansat o promisiune de care s-a căit, dar scrie acolo, din pricina oaspeților, că și oaspeții erau tot ca el, boierii mai mari Galilei, fata o prostituată de lux, nebunii ocazionate de primiri de oaspeți, de relații cu musafiri. Deci iată că trebuie să avem reguli. Eram încă la Alba când a venit unul care prorocea. Dar uneori le nimerea foarte puternic. După aia am aflat că era foarte meseriaș și se uita la oameni în numele după buletin și apoi le prorocea începând cu numele și cucerea de la prima vorbă, că dacă le spunea la oameni cum îi cheamă, nu vă dați seama, părea a fi proroc foarte puternic. Și avea o slăbiciune, oriunde mergea la o gazdă, cerea. Eu mă ocup cu borfanii, cu văduvele, să-mi dați asta, asta, asta. Și oamenii sensibilizați îi umpleau sacul, gențile și pleca. Și mi-a povestit un frate la Câmpia Turzii că a ajuns și acolo, pe la un sat, se ținea de sectorul lui de lucrare. A stat la o soră văduvă care avea copii mai înstăriți, a cerut de la ea, poate și de la alții, și a plecat. Copiii femeii când au venit au întrebat, unde e asta, unde e asta? Păi i-am dat, cui? Ei s-au dus la păstor, păstorul a fost nevoit să umble după el. Și l-a găsit undeva într-o comună de lângă Cluj, a ajuns la miliție, cum era atunci, și a spus, domnule, dar noi îl cunoaștem. Și zicea fratele, m-a umilit. Și mi-au zis, da, ăsta vă face dumneavoastră slujbă. E un cerșetor. Dar noi nu-l putem pedepsi, că noi știm poezia lui. El spune, eu nu fur, pocăiți-s darnici, ei îmi dau și eu le duc. Deci primirea de oaspeți nu are reguli în a alege pe oameni pe sprânceană, dar are reguli în a alege pe oameni după Duh. Să ne păzească bunul Dumnezeu. Că sunt și hoți, dar nu asta ar fi cea mai mare nenorocire. Sunt oameni care se duc cu o învățătură rea și primindu-i în casă, se lasă cu urmări spirituale negative. Așadar, să nu uităm că lucrarea și oamenii în general au nevoie să fie primiți. Noi trebuie să o facem ca pentru Domnul, dar să rugăm pe Domnul să ne lumineze când facem lucrarea aceasta. Iată și câteva exemple, mai întâi cele negative. Genesa 19. Locuitorii Sodomei. Abuzuri imorale față de musafiri. Cunoașteți episodul? Vă citesc doar versetul 4. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Vă dați seama? Și oameni stricați. Se laudă, spun în versetul 9, că l-au primit pe Lot. Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin. Cu alte cuvinte, i-am primit și pe tine. Îi primim și pe ei, nu i-au dat afară din cetate. Dar voreau să abuzeze într-un mod vinovat. Ceva asemănător s-a întâmplat peste sute de ani în cetatea Gibea, când acei oameni răi dintre fiii lui Beniamin au vrut să-și bată joc de un levit care era în trecere și un bătrân practicant a primirii de oaspeți a zis, toate sarcinile au asupra mea, cum să rămâi în piață peste noapte? Numai că fiind și el străin în locul acela ca Lot, nu știa ce obiceiuri păcătoase au oamenii locului.
Un alt exemplu negativ, 1 Samuel 25. Nabal, bogatul rău, aspru și neospitalier. David a fost nevoit să roage pe acest om, se cunoșteau, să fie o gazdă, nu pentru dormit, dar pentru masă. Și zice el în versetul 11, să-mi iau eu pâinea, apa și vitele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii, mesele de un om care nu știu de unde sunt? Știa el, dar s-a făcut că nu știe. Pentru că era rău. Femeia lui a înțeles și a jucat ea rolul de gazdă. A dus mâncarea mai departe de casă, ca să își scape viața soțului. Și avea de unde, că după o spăț a murit. Dar era zgârcit, rău și aspru, spune aici Scriptura în versetul 3. Și astfel de oameni nu își doresc musafiri, nu văd nevoile altora, nu sunt sensibili. Să fii în casă cu un astfel de om, unul să vrea musafiri, unul să nu vrea, e cam greu. Și un al treilea exemplu negativ, 2 Samuel capitolul 10, Hanun și curtea împărătească amonită. Tot David a pățit-o cu alți oameni. După ce împăratul fiilor lui Amon a murit și în locul lui a domnit fiul său Hanun, David a zis, voi arăta bunăvoință lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum a arătat și tatălui față de mine. Deci iată tata primitor de oaspeți, băiatul nu. Și David a trimis pe slujitorii săi să-l mânghe pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorul lui David în țara fiilor lui Amon, căpetenii fiului lui Amon au zis stăpânilor Hanun, crezi că David îți trimite oameni să te mânghe, să cinstească pe tatăl tău, ori ca să cunoască, să cerceteze cetatea, ca să o nimicească și trimite slujitorul la tine? Atunci Hanun a luat pe slujitorul lui David, le-a ras barba pe jumătate, le-a dat hainele pe jumătate până la copse, apoi le-a dat drumul. Gazde neospitaliere și răutăcioase, să-și bată joc de musafirii care veniseră cu gând bun. Au primit pedeapsa pentru asta. Ce n-a pățit casa lui Nabal, a pățit aici o țară întreagă. Au plătit pentru lipsa lor de ospitalitate. Să nu uităm și primul exemplu care l-am dat, cei din Sodoma au plătit tocmai în noaptea aceea. Ultima lor dovadă de viciu a fost lipsa de ospitalitate. Aici, tot de la o lipsă de ospitalitate, s-a declanșat un război care a dus la pierderea independenței țării și distrugerea tuturor celor de parte bărbătească din țară. Să trecem la exemplele pozitive. Rămânem tot la vremea lui David, 2 Samuel, capitolul 17, că David a fost de multe ori nevoit să aibă nevoie de gazde. 17 cu versetul 27 ne-l prezintă în timpul răscoalei lui Absalom. Când a ajuns David la Mahanaim, Șobi fiul lui Nahaș din Raba fiul lui Amon, Machir fiul lui Amiel din Lodebar și Barzilai Galaditul din Rogelim, au adus ce trebuie la musafiri. Paturi, ligiene, vase de pământ, grâu, ors, făină, grâu prăjit, bob, linte, uscături, miere, untoi și brânz de vacă. Au dus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el ca să mănânce. Căci, ziceau, poporul acesta trebuie să fie suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. Dar dintre toți acești primitori în primă fază, cel care s-a dovedit a fi cea mai bună gazdă a fost Barzilai Galaditul. El a avut o slujire de proporții, a avut mulți musafiri. David avea mii de oameni cu el atunci. Și asta în condiții sociale nefavorabile. Gândiți-vă că putea să suporte răzbunarea lui Absalom. Iată că a trebuit pe lângă dăruire și credința de care vă spuneam. Și după ce totul s-a încheiat, Absalom a pierdut războiul, scrie în capitolul 19 de la versetul 32, Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani,
El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Dar, cum vă spuneam, doar bogăția l-a făcut să procedeze așa. Inima lui bună și chiar credința lui. Era un om evlavios, aș putea spune. Un om care își știa chemarea. Împăratul a vrut să se revanșeze, el a spus că e prea bătrân ca să mai beneficieze de o vizită la Ierusalim, de o ședere, să fie acum David gazda și el musafirul. I-a propus doar să se revanșeze față de Kimham, ceea ce s-a și întâmplat. Alt exemplu, foarte puternic, 2 Împărați, capitolul 4, familia din Sunem. Și lângă astea, 3 exemple care am selectat, aș putea să dau multe altele, că eu în slujire sunt mult plecat și tot mereu am nevoie de gazde bune. Și mulțumesc Domnului că sunt în vremea noastră. Aici este scris despre o femeie, în primul rând, bogată și soțul ei, care au pregătit prorocului și lui Gehazi o cameră la mansardă. Acolo au pregătit mobilierul necesar. Pe unde mă umblu, unii îmi spun, zice, uite, asta e camera lui Elisei, cu referire la dormitorul pentru musafiri. Numai știți că în vremea noastră nu se obișnuiește să se pună masă în dormitor și eu, cum de regulă scriu, le mai spun, zic, dar lipsește ceva în mobilier. Cum, frate, că e camera lui Elisei? Zic, îi scrie că era și o masă. Adică erau toate cele necesare. Elisei și cu Gehazi au vrut să se revanșeze. Ei au spus, n-avem nevoie, avem de toate, n-avem probleme sociale. Și le-a venit inspirația să le dorească un copil. Dumnezeu i-a ascultat, știți, copilul s-a îmbolnăvit, dar tot Dumnezeu l-a înviat. Și dintre toate versetele de aici vă citesc doar 2, versetul 9. I-a zis bărbatul, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi. Aici avem un angajament de slujire, totdeauna pe la noi. Și slujire fără pretenții. Este un om sfânt al lui Dumnezeu. Știa că lucrarea are nevoie de găzduire. Și de asemenea vă citesc versetul 13. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată turburarea aceasta. În sensul că musafirii presupun un deranj, nu? Că trebuie să pregătești mâncare, să pregătești camera, apoi să speli, să cureți. Undeva într-o familie primitoare de oaspeți, o tânără spunea, de fiecare dată trebuia să măture după frați, că nu era asfaltată strada și cineva a întrebat-o, dar nu te-ai plictisit? Zice, nu, că e praf sfânt, că e de pe picioarele fraților. Și un ultim exemplu, fapte 28, Publius și Barbare din Malta l-au surprins pe apostolul Pavel și pe toți ceilalți liberi sau încarcerați cu ospitalitatea lor. Versetul 2. Barbare ne-au arătat o bună voință puțin obișnuită. Ne-au primit cu toții la un foc mare pe care l-a prinsese din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Și versetul 7. În împrejurimile erau moșiile unui marelui ostrov numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius a fost vindecat, versetul 9. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Iată, oameni care și aici au fost răsplătiți pentru slujirea lor. Obiceiuri bune, practicate de cel ce conducea insula și de locuitorii ei. Să încheiem cu 3 afirmații. Prima, ospitalitatea trebuie să devină un mod de viață. Nu de sărbători să primești musafirii, ci ori de câte ori e nevoie. 1 Timotei 5:10 scrie despre femeile
care în jur peste 60 de ani trebuiau ajutate de biserică, să fi fost primitoare de oaspeți. Când? Ori de câte ori este nevoie. O familie primitoare de oaspeți poate fi contactată, vin musafiri, să vină. O a doua idee concluzivă. Ospitalitatea va fi răsplătită aici și în eternitate. A spus Domnul Iisus un cuvânt care uneori suntem întrebați cum se explică, Matei 10 de la versetul 40. Cine vă privește, primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Versetul 42. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Femeia din Sunem, văduva din Sarepta, a fost răsplătite. A venit foametea, spune 2 Împărați, capitolul 8, și Elisei a vorbit acelei familii gazdă, mutați-vă de aici. Le-a spus câți ani să stea acolo, când s-au întors înapoi și au dobândit drepturile aferente pământului, au fost binecuvântați. Și ce va fi mai frumos, scrie în Matei 25, când ziua aceea, cei ce n-au fost primitori de oaspeți în mod selectiv, ci în mod total, vor afla marea surpriză. Matei 25, cuvintele Domnului de la versetul 34. Veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Cei ce n-au făcut-o, știți cu ce s-au scuzat? Când? Adică nu ne-am dat seama că trebuia primit, că am primit și noi, dar erai pe altă listă a celor ce nu vrem să-i primim. Dumnezeu va răsplăti pentru că ceea ce facem se consideră că îi facem Domnului. De altfel, așa este. Rețineți, ospitalitatea va fi răsplătită aici și în eternitate. Și o a treia și ultima idee, neospitalitatea se va dovedi a fi fost o mare greșeală față de Dumnezeu și față de oameni. Și ideea asta a rezultat din însăși textele citite și exemplele ce vi le-am dat. Cum s-au căit aceia că n-au primit ei pe americanul, românul din America, ce avea 10.000 de dolari. Cum nu s-au căit ăștia din Matei 25? Când? Toate am fi primit și noi. Prea târziu. Și avem noi o frumoasă cântare inspirată în textul acesta. Dă-i acum din pâinea ta foamea să-și aline, căci în veci de veci și sprălești nu-ți mai vine. Să folosim aceste ocazii, Dumnezeu ne poate testa. Și dacă am ratat ocazia, s-a dus răsplata, s-au dus binecuvântările și nu vom constata că am greșit. Dumnezeu să ne ajute să practicăm cu întregile noastre familii această virtute sfântă, care trebuie să devină un mod de viață, gata să fim primitori de oaspeți. Ajutăm pe sfinți, pe oamenii care sunt necăjiți, că întotdeauna vor fi săraci. Și dacă ne încearcă vreun gând că iar noi trebuie să slujim sau că cine știe ce se va întâmpla, să știm că Dumnezeu răsplătește. Și de asemenea, să știm că dacă nu vom face, noi vom regreta. Sunt niște ocazii în favoarea noastră, pe care va fi bine dacă le fructificăm spre gloria Domnului. Doamne ajută-ne! Amin!